Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă prezint alte cumpărături săptămânale, de data aceasta din magazinul Dia. Acesta este magazinul Dia. Acesta este... Da, aici aveți inițialele. Dacă auziți zgomot pe fundal, pentru că o să-l auziți, soțul se joacă cu copilul cu o basculă enormă și fac gălăgie și cu mingea și așa... Poate să stea un pic departe copilul de mine, pentru că dacă nu, nu pot să filmez. Bun. De data aceasta am fost la un alt magazin, am vrut să variez un pic și am cumpărat o grămadă de lucruri în afară de carne, pentru că avem o grămadă de carne în congelator și nu mai cumpărăm. Au schimbat, vreau să vă arăt, au schimbat ambalajul la brânzica asta care se topește. Acum are alt ambalaj, dar e același brânzică. Feli. Am cumpărat Twix, nu prea cumpărăm noi Twix și Snickers și chestii genul, dar erau două la preț de unul și am zis că hai să-l cumpăr, mi s-a părut interesant. Sucurile cu paie care nu lipsesc niciodată de la noi de acasă. Am cumpărat mazăre. Da. Am cumpărat mazăre. Mazăre mare ca să mâncăm noi. Așa. Și mazăre așa ca să-i fac lui Lucas, pentru că dacă desfac mazărea pentru el, după aia o să, nu vreau să strice sau să o arunc după aceea, așa că de fiecare dată când vreau să-i fac mazăre cu ceva copilului, desfac câte o conservă. Pe urmă am cumpărat, ce mi-a cumpărat? Lapte condensat. Soțul își pune în cafea lapte condensat. Pe urmă am cumpărat morcovi, aici vin morcovii. Cred că v-am arătat, vin deja ambalați, nu poți să ții, chiar nu poți să ți alegi tu. Lui Luca s-a cumpărat niște borcanașe de genul, la fel cu mazăre. Nu, nu, chiar a fost coincidență. Vinul alb pe care îl cumpăr din când în când, care îmi place mie, este semidulce. Îmi place foarte mult. Și am mai luat un vin, care nu l-am mai probat niciodată. Am luat și o apă cu gaz, dar asta este dulce pentru vin. Aici se bea așa. Mi s-a părut interesant acest vin și am zis, hai să-l încercăm. Am mai luat pentru noi în casă un suc de piersici la 2 litri. Și am mai luat niște tortitas de astea fajita, se numesc aici. Și cu ce se umple în interiorul lor, pui ardei și ceapă congelat. Am fost curios să văd cum este. Oricum o să mai adăugăm și noi lucruri, dar chiar a fost interesat. Am luat două pungurițe de genul și tortitele astea, toartele astea, sau cum se numesc, cum spuneți cum se numesc. Am luat Danet. Ne încântă pe noi Danetul ăsta și era de ciocolată. Ura de ciocolată nici nu mai spun, da. Ăsta ne încântă. Pe urmă, niște dulciuri pentru a avea în casă. Pentru a avea în casă, pur și simplu, chiar dacă avem o grămadă, avem vitrina plină de dulciuri, dar mereu e ok să ai. Niște natia, se numesc, asta este budincă, dacă nu mă înșel, budincă cu biscuite și cu scorțișoară. Asta e pentru soțul, pentru că eu am alergie la scorțișoară. Am luat o salată din asta la pungă. Pe urmă, o grămadă de feluri de pâine, toate felurile posibile de pâine care le găsesc eu acolo în magazinul ăsta. Pâine pan de pueblo, pâine din sat sau ce ai genul, se numește. După aia pâine Bimbo pentru sandwich-uri, pâine Bimbo, pâine normală. Și pâinea asta care e super, super, super tare. Asta e foarte bună și e caldă, e recent făcută și m-a încântat. Dar și-am mai cumpărat ouă și-am mai cumpărat cartofi, numai că e prea mare sacul de cartofi ca să îl scot și să vi-l arăt. E, nu mânca pe aici pe raft. Și cam atât. Cumpărăturile de astăzi au fost foarte puține și cred că pe săptămâna asta nu se mai face nicio cumpărătură. Deja îmi bate Lucas în geam. Ia uitați-vă aici acum. Stă Lucas și îmi bate în geam. Lucas! Lucas! Da. Așteaptă să deschid ușa de la bucătărie ca să poată intra. Bun, cam atât. Acestea au fost cumpărăturile. V-am pupat și ne revedem într-un următor videoclip.